Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune, o emisiune în două părți. În prima parte, invitat este regizorul, omul de cultură, Stere Gulea. Bună seara, bine ați venit. Mersi, bună seara. Ce mai faceți? Bine, dar principalul lucru e munca la scenariu. Aveți un stil așa mucalit, sunteți un fel de moromete într-un fel sau altul? Pe semne că ați împrumutat în timp. Da, da, după atâta timp, pe semne oarecum proximitatea asta cu personajul, cu cărțile lui Marin Preda și lumea. Lumea satului moromețian. Satul moromețian și pe care în timp descoperi și alte lucruri la care nu te așteptai. De exemplu, de curând am fost într-un sat de lângă Clejani, care se cheamă Podul Doamnei. Mă rog, familia soției este de acolo și ctitoriseră o biserică, în fine. Și ne-am dus, nevastă mea a ținut să vadă dacă una dintre persoanele care a făcuse un gest față de unchiul ei, care fusese de 9 ani în Siberia, i-a trimis pachet în timpul detenției și a vrut să o vadă, să o cunoască. Și ne-am dus așa. Eu eram așa mai reținut. Reticent, da? Da. Și ne-am dus la poarta gospodarului, așa, și a ieșit o femeie, cam la 80 și ceva de ani, o țărancă. Am luat-o de la treabă, din curtea ei. Și a insistat, nevastă mea și-a dorit și am stat în curte pe niște scaune improvizate și așa. Ce vreau să vă spun apropo de lumea asta? Nici acum, după două luni, nici nevastă mea, nici eu, nu uităm cum vorbea această femeie, care avea ceva școală. Dar totuși... Nu foarte mult, adică. Nu foarte mult. O exprimare, nu că era frumoasă, era și frumoasă, cum să zic, vorbirea românească. Miezul vorbelor, proprietatea termenilor, adică știa, adică nu vorbea ca să vorbească, ca să vorbească, să epateze, folosească anumite cuvinte pe care nu. Iar una dintre expresii, la un moment dat, a fost asta, zice, cât rest de viață ne-a mai dat Dumnezeu. Cam la modul ăsta. Deci această femeie, într-un sat oarecare, pot să... Cum a început această poveste a moromeților, domnule Gulea? Cum v-a venit? Când l-ați citit pe Preda? Când l-ați descoperit? Pe Preda l-am citit încă din facultate. Eu erau niște institute pedagogice pe vremuri, primele care s-au înființat, și la Constanța am făcut facultatea de filologie. Și de atunci am început să citesc și eu ca lumea, să zic așa. Și Preda a fost unul dintre autorii care a devenit constant. Preda poate a fost, cel puțin pentru mine, dar nu numai, o referință din mai multe puncte de vedere. Adică nu numai ca scriitor. El reprezenta în societatea românească un reper, să știți. Când Preda apărea, era la un moment dat în revista Luceafăru, Adrian Păunescu, sâmbăta, când apărea revista, avea o întrebare adresată lui Marin Preda. Deci știți cum se urmărea acea revistă pentru răspunsurile. Pentru răspunsul lui Marin Preda. Da. Deci Marin Preda... Deci v-a plăcut încă din institut, din școală, Marin Preda, și era mai mult decât un scriitor, era un... Da. Avem aici imagini, fotografii de la Moromeții 2, de la filmările la Moromeții 2. L-am și cunoscut puțin prin Toma Caragiu. Toma Caragiu era prieten cu el,
prieten chiar bun. Și, în fine, Toma făcuse așa un fel de pariu, să zic, să fac eu film. Și atunci? Asta era până în 77, nu? Da, după. Deci, în 83 am făcut eu un filmuleț la televiziune după Matei Caragiale, sub pecetea tainei, după un titlu al lui Matei Caragiale, și lui Toma i-a plăcut. Bine, în vremea aia erau puține filme care să iasă din tipicul și vremurilor. Da, da. Și el a ținut să mă-l convingă pe Preda, ceea ce era greu. Nu făcusem film, nu făcusem nici secția de regie, adică erau totuși niște lucruri care la vremea respectivă trebuiau nu puteai. Făcute cumva, adică da, nu se da. Putea. Și așa l-am cunoscut pe Preda. Urmă mă mai duceam aveam părinții mei stăteau la Mogoșoaia și mă mai duceam la palat acolo unde era anexa aparatului, unde scriitorii stăteau acolo. Și Preda chiar avea acolo o cameră permanentă. Și în fine, l-am mai salutat, nu știu ce, la un moment dat s-a întâmplat că Marin Preda a dispărut. Eu făcusem, atunci făceam, lucram la un film după Sadoveanu, Ochi de Urs. Făcusem al treilea film. Da, cum să vă spun, primul era și Iarba Verde de Acasă, un film care avea lucruri bune, mai ales partea finală sau Lumea Țărănească, în fine. Dar încă nu eram, cum să vă spun, nu mă defineam. Nu știai să zici, da, ăsta este... Nu aveți o identitate clară, definită, bine definită. Și atunci așa, oarecum, nisam, cum se spune, am pus mâna și am scris un scenariu după Moromeți. Și l-am scris, sigur că aveam cartea cu mine, eram la Mogoșoaia, la părinții mei, aveam cartea cu mine, dar am pus-o deoparte și am scris... Pur și simplu din ce știați. Da, ce mi-a rămas mie... Miloș Forman spunea o chestie care mie mi se pare cu miez adevărată. Spunea, când te apuci de o adaptare, încearcă să scrii prima variantă așa cum ți-o aduci tu aminte după ce ai citit-o. Da, eventual o perspectivă cinematografică din, da, bine, din punctul sigur, de vedere al unui regizor. Prima dată deci, de practic, text. Știați cartea după care a scris scenariul, da. Plecând de la ce ați citit? Ce v-ați adus aminte din, și ce din mi Moromeții? S-a din tot ce înseamnă Moromeții, doar volumul 1. Volumul 1, da. Și așa a început și aventura și au început și greutățile, pentru că au fost. Știți povestea manuscrisului de la Moromeții? O parte o știu pentru că lucrez la scenariu care acum se ocupă. Eu știu de la Aurora Cornu. De la Aurora. Am văzut emisiunea. Da. Am ea... și da. Fost la ea de două ori. A, ați fost la ea. Da. Am stat de vorbă. Bun. Și din scenariul inițial cu care ați pornit la drum, pe care l-a scris, lăsând la o parte volumul 1 din Moromeții, ce a rămas, să spunem, până la finalul filmului, da? Sigur, prima dată eu am... Adică în ce măsură l-ați mai schimbat, l-ați mai l-am adaptat? Schimbat, da. Multe variante și la un moment dat, pentru că eu nu știu dacă nu îndrăznisem sau așa gândeam, că eu am scris un scenariu pentru un film de durată... Asta a fost ideea inițială, da corect. La un moment dat... De durată o oră și jumătate? Da, 50, pe acolo, da. Și de film artistic? Film artistic. Da. Ficțiune. Ok, ficțiune. Da. Și la un moment dat mi s-a spus că, dar de ce nu faci două filme? În ce an era asta? 84.
83-84. De ce nu faci două filme? Pe vremea aia, ministrul la cultură era un domn Ion Traian Ștefănescu. Nu știu dacă l-ai cunoscut. Știu, știu. Nu, dar am auzit de el. Un personaj. Am citit mult, un personaj. Da, un personaj. Și am auzit vorbe de bine, în general, nu despre de Ion rău, Traian Ștefănescu. Nu de rău. De exemplu, pot să vă spun că el m-a chemat și mi-a spus, tovarășul Gula, hai, domne, să facem două filme. Eu am rămas puțin derutat, așa, adică am spus, păi nu pot să fac. Pentru că nu vă gândiți să răți, da. Pur și simplu. Eram... Adică ați fost foarte sincer. Da, reacțiile astea... În se gândea la două filme, Moromeții 1, Moromeții 2, apropo de volumele, sau n-avea nicio... Din Moromeții 1, două părți. De fapt, ei spuneau înțeles. Două filme, mă rog, era acolo o socoteală cu planul lor, cu știți cum... De fapt, erau două părți. Din volumul... Din volumul întâi. Dar asta presupunea să reiau scenariul, să-l regândesc de la... Ca să faceți două filme. O oră 50 la două ore 40, 200, cât are el. Acum trebuia să reintri în dramaturgie. Sau... Uh-huh. Sigur, prima dată am spus, domnule, nu pot să-l fac, el a zâmbit așa, adică ce ești prost, adică ce... Cum îți dau să faci două filme și tu nu faci două filme? Da. Și, în fine... Câți ani aveați, domnule Golea, când... Păi gândiți-vă că aveam 41 de ani. Erați copt, adică erați tânăr, dar copt în egală măsură. Da, eram și... Vizitați lumea satului, mai ales nu, în zona eu ta? Sunt, nu, eu sunt născut, crescut, eu am crescut la țară. Păi da, dar n-ați crescut în Oltenie. Nu, dar să știți că dincolo de niște diferențe de regionalism... Eu am crescut în Oltenia și știu cum e lumea de acolo. Și... Deci... Eu când am hotărât să joace Horaciu în asta, în afară de faptul Moromeții că... Moromeții 2? Da, ați gândit la originea lui Oltenesc. Și la faptul că i-am citit povestirile despre copilăria da, lui. Și așa mai departe. Da. Deci... Și a zis că nu puteți să faceți două filme. Da, mergeți pe firul povestirii, că da, e frumoasă. Da, da. Și până la urmă, sigur, m-am dus, am stat, am scris, am regândit, am depus scenariul. A fost acceptat cu destulă, aș să zic așa, da, da. Puține modificări. Cu puțin, a intervenit cenzura? Da, puține. Cu... Nu, atunci n-a intervenit. Nu a intervenit. Nu. A intervenit însă altceva după un timp. Cum se întâmpla atunci? Se intra într-un fel de zona tăcerii. Nu se mai spunea nimic. Nimeni nu spunea nimic. Despre film, ce să face, despre să nu dacă face. Se face, nu se face. Aia e cea mai grea da, adică, stare. Avem și imagini de la Moromeții 1 cu... Te priveau, căutați. Deci, ca ăla care, pe care îl înșală nevasta, lumea știe, el nu știe. Și, da, tot se uită tot la se tine. Tot se uită la tine, dar nu spun nimic. Da. Oribil. Tu simți ceva. Dar? Ce se întâmplă? Nu știi ce e. Ce s-a întâmplat în perioada în care nimeni nu spune nimic? Ce s-a întâmplat a fost o chestie pe care eu o consider destul de urâtă, să vă spun foarte sincer, pentru că pornit de la breasla scriitoricească. Aoleu. Da. Deci... Cum că? Care se opunea facerii filmului. De ce? Întrebați-mă să vă întreb. Să vă întreb. Deci n-ați aflat de ce se opunea sau care era... Persoanele care până la urmă... Că... Povestea a fost lungă. Lungă, așa. Lungă, mai lungă. Pur că avem și vreau să ajungem și la Moromeții 2. Mai am o întrebare două legată de da, Moromeții 1. Și deci persoane, din păcate una dintre ele nu mai trăiește. Nu contează asta, nu mai dăm acum nume. Deci nu erau de acord. Nu, da. Bun, ați făcut filmul, da? A fost așa cum vi l-ați dorit dumneavoastră? Da. A fost așa. A fost... Până la momentul la care a trebuit să intre să fie vizionat.
care a început altă poveste, care a durat un an jumate de vizionări. Unele la unele mă chemau, la altele nu mă chemau. Auzeam că s-a văzut. Și în ce măsură a schimbat după aceste vizionări? Un singur, două lucruri am schimbat. Unul îl regret, genericul de început, pentru că era o imagine foarte complexă cinematografic, vorbesc și de filmare, de așa. Care reprezenta ce? Ce arăta? Deci, oarecum venea de sus aparatul, cobora, intra pe prispa unde ăștia dormeau, venea, îl înconjura pe Rebenjuc și venea la prim plan, la el, și în spate apărea nevastă sa, Catrina, care punea prima întrebare, care în film, ce e cu tine, Ilie? De ce n-ai somn? Păi și de ce n-au fost de acord cu asta? Că era imagine, deci ai familie. Erau pe jos sau ce? Da, pe jos. Erau pățoale. Pe prispă, da. Pe prispă, da. Era cald. Era, cum să vă spun? Decât un dormit în curte pe pământ. Exact. Pur și simplu lățat. Că de ce dorm așa? Că e o imagine urâtă. Nu se poate așa. Ei, nu. Dar nu, asta era o obsesie. Ce era o obsesie? Să nu arătăm că suntem săraci sau ce? Da. Păi da, eram foarte săraci în anii 80. Da, deci, nu, că de ce să arătăm noi imaginea asta? Era alb-negru. Nu și era sărăcia, se vedea și mai tare sau că nu înțeleg? Nu se vedea mai tare. Bun, și a doua secvență, de asta vă pare rău pe care o tăiat-o? Asta îmi pare rău, că așa. Da, a doua nu îmi pare rău, pentru că am refilmat, era o scenă cu legionari. Ah. Da. Am filmat-o mai... Și nu trebuia să spuneți nimic despre legionari sau ce? Da. Bun. Cum ați ales actorii de la... Trece foarte repede timpul. Cum ați ales actorii? Și mai ales cum l-ați ales pe Victor Rebenciu, care era un actor din București, adică era un actor inițial, citadin. Prima ofertă a fost către Dinică, Gheorghe Dinică. Mm. Dar Gheorghe, după ce a acceptat, la un timp s-a răzgândit și mi-a spus că nu mai joacă. Am încercat să-l conving, fiind puțin și obraznic față de el, pentru că i-am spus, Gheorghe, tu ești un mare actor. Ești mare actor de teatru, dar la cinema încă n-ai la nivelul talentului. Avusese prin Cenușa Imperiului, da, cred. Da, după mine, tot. Și filmele lui Sergiu Nicolaescu? Erau bune. Dar nu erau... Voia să-i dați rolul acela, nu? Eu cred că era un rol. Da. Și n-a vrut, de ce? Da. Nu știu care au fost... Nu știu, e greu să spun. Și așa am ajuns la Victor, care era în distribuție, dar într-un alt rol. În ce rol? Dumitru lui Nae. Și m-am dus la el, am spus, Victor, uite, așa, așa, așa. El a zis, bă, crezi că pot să fac? Eu n-am mai făcut. Hai să vedem. Să dăm un trailer de un minut, după care ne întoarcem să discutăm. Deci... Că vedem ce vedem și ne întoarcem imediat. Hai să vedem, să intrăm un pic în atmosferă, în stare. Înainte de al da, că nu putem să dăm fără sunet. Da, era o problemă cu sunetul. Și l-ați convins? A întrebat dacă poate Victor Rebenciu? Da, deci i-am propus, avea scenariu, dar făcut repede. A avut un moment de îndoială.
când a zis, bă, Stere, nu mai fac. Și nu mai el? Joc. De ce? Actorii au momente de astea. Uh-huh. A apucat să se filmeze sau înainte de filmări? Nu. Și după ce au început filmările, cum au decurs filmările, unde ați filmat? Greu, dar am avut toată libertatea, adică și am avut timp la să dispoziție. Să faceți ce ați crezut. Cine a fost director de imagine? Vivi Drăgan. Vivi Drăgan Vasile, ca și la Moromeții 2. Și actorii, starea... Deci, eu am umblat pentru distribuție, m-am dus destul de mult în țară, la teatre, să văd actori. Vreau fețe noi. Și am adus câteva fețe noi. Ceea ce a fost... De bun augur. Da. Pentru că a dat pe lângă, hai să zic așa, cadrul scenografic și tot ce era, a dat sentimentul pe care oamenii l-au sesizat, spectatorii vorbesc, de autenticitate, pe care l-a împlinit și de coloana sonoră. Coloana sonoră la filmul ăsta... făcută de un om care nu mai trăiește, dar absolut extraordinar. Eu am făcut... Nu-i spuneți numele? Da, Gheorghe Ilarian. Uh-huh. Pe lângă dialogul de prim plan, să zic așa, după ce am terminat filmările, pentru că pe atunci se făcea post-sincron totul, am făcut un scenariu al planului 2, scenariu, deci scris scenariu, cu simplu, personaje când intervin în tot filmul. Deci personajele de plan 2 și 3 aveau identitate. Lucrul ăsta, care pentru spectator, el nu știe de unde vine lucrul ăsta. Dar știe că e ceva. Deci era lucrul în cel mai mic amănunt, așa cum ați făcut. Detalii. Detalii chiar și detalii importante. Spuneți-mi, cine a avut ideea să faceți filmul alb-negru? Eu. Fără... Ați venit de la început sau va veni pe Nu, nu. De la început a fost o condiție, chiar. Uh-huh. Adică am spus că nu-l fac decât așa. Decât alb-negru. Da, altfel. Nu vedeam... Altfel. Nu, nu, nu. Acum vă spun cu toată sinceritatea, cred că am citit Moromeții undeva pe la 14-15 ani. Era până să faceți filmul. Și eu când m-am uitat la film, proiecția mea era cu totul alta. Uh-huh. Despre Moromeții, despre personaj. Adică nu-l vedeam, nu că nu-l vedeam pe veciu, nu vedeam pe nimeni, dar vedeam altfel personajul. Dar în timp, cred că l-am văzut de câteva ori, filmul mi-a plăcut foarte tare. Asta nu înseamnă că... Cred că nici nu v-ați propus să reflecte 100% cartea, romanul și așa mai departe, ci o viziune asta poți să faci, proprie. Da, poți să faci într-un serial de televiziune. Uh-huh. Să iei cartea și să... Ce nu v-ați gândit să faceți Delirul, să ecranizați, de exemplu? Mai ales după 89. Complicat. De ce? Perioada istorică complicată. Asta e? Nu sunt... Nu intrați în lucruri de felul ăsta. Nu. Adică am rămas... odată cu Moromeții 2, în momentul în care am reintrat în acea lume... Și sunteți tot acolo pentru că scrieți un nou scenariu pentru Moromeții 3. Da. Mm. Bun, poate... Titlul nu e, pentru că... Mă rog, poate să fie un alt titlu. Povestea este, de fapt, povestea filmului și a scriitorului dinainte de Moromeții 3. De Moromeții. De Moromeții. De Moromeții, nu Moromeții 3. Am spus. Păi de-aia v-ați întâlnit cu Aurora Cornu, pentru că înainte de Moromeții a fost această relație și poveste de dragoste absolut excepțională. Cum a ajuns... La Moromeții. Cum s-a ajuns la Moromeții? Da, un scriitor într-un moment, într-o epocă, asta e scenariul. Păi era după al doilea război mondial. Că era până era în anii 50. 50, da, până în 55. Și acțiunea se petrece în 54. Mm-hmm. 54-55. Grea perioadă. Cea mai grea.
Și era imediat după nenorocirile. Vreau să vă spun că stând, citind, na, trebuie să te documentezi bine când faci așa ceva, am rămas cu această întrebare. Într-o epocă în care majoritatea cărților și scriitorilor care au trăit și așa, practic, istoria nu mai reține mare lucru. În schimb, Marin Preda a avut șansa să iasă cu o capodoperă. Deci, la 33 de ani, el s-a instalat clasic în viață cu acest roman. E adevărat, dar miezul, semințele... Erau întâlnirea din pământuri. Categoric. Multe personaje, multe de acolo erau de o forță. Lumea respectivă. Mie mi se pare, dacă vorbim de novelă și de povestiri. De povestiri, de o forță extraordinară și de o autenticitate incredibilă. Da, dar adică moromeții nu au venit, nu s-a născut peste noapte. Dar gândiți-vă că în perioada despre care vorbesc, el... nu era singur, dăduse Ana Roșculeț și desfășurarea. E adevărat. Știți cum arăta Preda la 33 de ani? Da, de acolo, din... Din acel dialog. Da, da. Arăta absolut superb. Era un bărbat, poate nu arăta vârsta, adică nu era deopotrivă în vârsta lui, dar era mai matur puțin. De o maturitate, dar de o frumusețe incredibilă. Avea un chip cioplit. Da, da. Aurora povestește și eu am văzut fotografiile. Da, da. Tuns aproape ras în cap. Da, chiar ras. Ochelari, ras în cap, da. De o frumusețe incredibilă. Rar am văzut un bărbat mai frumos. Deci și aveți personaj. O misiune ușoară și deopotrivă grea. Și personaj. Un personaj foarte... Și mai e ceva, nu că aș vrea să vă ajut, dar el... Păi ajutați. Adică cu dragostea în romane... În scrisorile către Aurora Cornu este de un romantism, de o poezie, că nu neapărat, incredibilă. De o sensibilitate. De o sensibilitate fabuloasă. Absolut extraordinar. Da, mă bucur că faceți asta. E o idee foarte bună. Sunt tare curios cine îl va juca pe Marin Preda la 33 de ani. Nu știu, să vedem. Să vedem. Deci, acum am reluat, am scris... Domnule, nu mai are de 33, dar cu... Luăm o scurtă pauză, dar înainte de asta dați minutul acela, vă rog. Și după aceea pauză și ne întoarcem la Stere Golea, vorbim despre scenariul acesta și vorbim și despre punctaj, că am înțeles că nu sunteți mulțumit. De... Nu, eu nu sunt mulțumit. Cititorii. Cititorii, nu știu, așa făceam tot timpul. Cred că e o problemă pe care... să vorbim despre ea, dar vreau să vorbim despre Moromeții 2. Să vă spun ceva. Poate Moromeții 2 n-a mai avut forța Moromeții 1, eu vă spun perspectiva unui spectator pur și simplu. Da, sigur. Dar Horatiu a fost mai pe gustul meu, probabil că Oltean fiind în acest Moromete, mai filozofic un pic, mai tăcut, mai nu atât. Vă spun, sunt subiectiv. Asta știți ce arată? Că până la urmă actori adevărați, actori de calibru pot face... Deci, Victor a făcut da, personalitatea, un personaj. Personalitatea fiecăruia deci, se împrumută personajului. La fel de viabil, la fel, zic eu. Și eu zic absolut la fel și în egală măsură mi-a plăcut. Și să știți că a fost o surpriză pentru mulți. Sigur, unii au rămas cu Victor și așa, normal, sigur absolut, că da, ăla dar rămâne, pentru alții nu a nimeni fost o Victor surpriză, Beciu, mi-au spus. Și eu zic. Da. Și filmul mi-a plăcut pentru că a curs foarte lin și frumos, fără urducături, așa păi cu o lumină blândă din Bărăgan. Dragul meu, gândește-te că totuși e un film cu țăran, e un film cu politică și face cel mai mare număr de spectatori din anul ăla și în constatări, ce există, box office-ul, e al patrulea film ca număr de spectatori din 97 încoace. Domnule Gulea, pentru că avea locomotiva Moromeții 1. Categoric. 1-2, pentru că actorii. Era un film românesc. Actorii, pentru că erau belele și actori foarte buni. Sunt și alte filme românești, domnule. Asta spun. Nu, dar zic, adică, iar Horatiu, nu că îl iubesc, dar e un actor genial. Și eu îl iubesc foarte tare. Da. Mi-e și foarte drag și
Am rămas, ne știam, eram așa, dar am rămas... După filmul ăsta ați rămas... Prieteni, într-o altă... cum nu se întâmplă. Prieteni, da, cum nu se întâmplă întotdeauna. Nu. Cu Victor Rebenciuc ați rămas prieten după... Da, da. Ați rămas. Nu ca așa cum... Și acum ați rămas cu Horatiu. Da, da. E vorba de stilul fiecărui om. Da. Nu judecăm aici, nu condamnăm, dar dăm verdicte definitive. Glumeam. Haideți să vedem acel minut, publicitate și după aceea ne întoarcem la Stare Gulea. Păi bă, săraca. Nu mai pot să duc. Așa e. Nu mai pot. Mile, până răsare soarele, trebuie să-l trântim la pământ. Salcâmul ăsta? Păi de ce să te în salcâmul? Într-adins, Nilă, ca să se mire proști. Hai, pune mâna, nu te mai uita așa. Hai! Înțeles că suntem în direct și la o oră de vârf. 0747 800 800. Întrebările mele sunt două, la care vreți să, la care aș dori să răspundeți. Moromeții 1 sau Moromeții 2? De fapt, 3. A doua, Victor Rebenciuc sau Horatiu Mălăele? Asta să-mi trimiteți. Și 3, pe cine vedeți în Moromeții 3, jucând rolul, atenție, lui Marin Preda, nu lui Moromet. Da? Deci recapitulăm pentru cei care n-au fost atenți de la bun început. Poate că mai aveți și altceva de făcut, zacus că puneți murătorile. 1. Moromeții 1 sau Moromeții 2. 2. Victor Rebenciuc sau Horatiu Mălăele. Și 3. Un nume de actor pe care l-ați vedea jucând în cel de-al treilea film în această saga a lui Stare Gulea, care să-l joace pe Marin Preda. Am o rugăminte, căutați pozele cu Marin Preda la 33 de ani. Le avem noi, că le-am dat aici. Să dăm câteva, să-i ajutăm pe fanii mei și tinerețea. La 0747 800 800, pe WhatsApp, pe cum se cheamă la Telegram sau pe Signal. Mi-a suflat cineva de aici, să nu mai... Pentru că îmi dau seama că nu sunt chiar atât de... Așadar, unde rămăsesem, domnule președinte, director general? Mulțumesc. 0747 800 800. Da, vă rog. Păi rămăsesem pe undeva da, așa, cu Horatiu. Cu Horatiu, da. Da, da. Sunt foarte bucuros că am putut... e o șansă extraordinară să faci două filme, același personaj cu doi actori, cu doi actori detalii atât de mari și atât de diferiți. Pe da, cât de mari, da, pe atât de diferiți. Și da, personalitate și actori uriași amândoi. E o șansă. Ați dat, îmi place șapca, domnul Gulea. Încercați să o căutați în garderobă și să o oferiți realizatorului. Da, e culoarea mea preferată și unghiul. Doi actori uriași și căutați și pozele cu Marin Preda la 33 de ani. Doi actori uriași, două personalități atât de diferite. Dar care în același timp mi-am dat seama, pentru că sunt conștienți de valoarea lor, se respectă la modul total, cel... absolut, da, profesional. Da. Ați filmat greu Moromeții 2? Da. Altfel decât, da? Da. Pentru, din cauza banilor. Din cauza lipsa. La bani, cum s-ar spune, da, la noi, da, aici. Da. Deci a trebuit să filmăm în 28 de zile, da, un film nu ușor. Deci n-a fost. De pe când la Moromeții 1 am filmat 3 luni de zile. Artiștii bucuroși să joace, să fie, da, aici, să, da, toți, da, erau, da, într-o, da, da, stare. Eu vă povestesc că am avut o mată ocolar, da, acolo. Da, știu.
pe Daria, pe fetița mea și absolut încântată să vadă tot ce se întâmplă pe platou, să vadă actorii. Nu, era când făceam distribuția și îi anunțam pe unii dintre ei că m-am gândit, actori foarte buni, unul și unul, cum se zice, da. Spuneam, măi, dar uite că e un rol mic, n-are importanță. Bucuros să vie în filmul ăsta, da, să participe, da, extraordinar. Da, da, asta a fost așa o bucurie, să văd că oamenii sunt dornici să participe la ceva care li se pare lor că merită. Mm-hmm. Li se pare lor. Eu nu zic că e obligatoriu, dar atunci a fost un lucru foarte, foarte plăcut. Am înțeles. Spuneți-mi, care este problema? Nu merge telefonul, nu e, e blocat, e, nu primesc nimic. E ok, ca de obicei se întâmplă. Spuneți-mi, vă rog, apropo de ce se întâmplă acum la Consiliul Național, cum se cheamă? CNC. CNC-ul, da, Consiliul Național, Centrul Național Cinematografic. Apropo de notare și de și așa mai departe, care e nemulțumirea dumneavoastră? Deci, nu e... Am înțeles că a fost notat cu nota 5. Da, deci s-a ajuns una peste alta la o notare de scenariu 5-70. Deci problema e următoarea, că scenariul chiar așa cu punctajele astea destul de, zic eu, farmaceutic nejustificate, scenariul venise pe locul 5. Deci scenariul ar fi luat. Și în etapa asta, când se judecă practic scenariile, deci scenariul este baza, că e singurul lucru concret. Restul sunt virtualități. Deci singurul chestii lucru... pe care le pot imagina. Da, și valoarea... Scenariul l-ați făcut dumneavoastră în integralitatea. Da. Deci eu cred că excesul de farmaceutic de ăsta, de punctaje... explicați, de ce ziceți punctaj farmaceutic? Pentru că, de exemplu, când notează lectorii, da, trebuie să dea notă pentru temă, pentru subiect, pentru potențial de succes de public, pentru dialog, pentru interes internațional și așa mai departe. Deci, cum să vă spun, toate astea ca și când poți să iei fiecare din scenariu să-l... Să-l cântărești într-un fel sau altul. Da, să-l cântărești. De asta spun farmaceutic. Și după asta dai o notă, sunt cinci lectori, cinci oameni, dau note, de exemplu în cazul ăsta, pe semne că și în alte cazuri, dar nota cea mai mare care a fost 10 și nota cea mai mică care a fost 6, deci gândiți-vă că e o discrepanță. E o diferență uriașă de la 10 la... Da, destul de așa, cu argumentele... pe care le găsești într-un fel de sinopsis, așa, care sună destul de... Uneori ai sentimentul de bătaie de joc. Adică spui că este un film care are potențial internațional, dar are dialogul prost. Mhm. Și alte... Dar de ce să aibă chestia internațională? Că nu înțeleg. E un criteriu de a fi... E un criteriu de notare. Să fie internațional mai undeva? Adică e important? Nu știu. Eu am fost am fost ani de zile în comisii de-astea de finanțare la Eurimage. Este un al Consiliului Europei. Sunt niște criterii, câteva,
Da. Dar acum la noi s-a ajuns la un exces. Deci gândiți-vă că pentru un film de succes, de public, cum a fost Moromeții 2, iei două puncte. Și pentru un... Două puncte, da? Două puncte. Da, atâta. Se dă conform gramajului pe care îl practică, da? Pe când un film românesc, care a fost într-un festival, n-a luat premii. Dar a fost într-un festival. Ia mai mult decât Moromeții 2. Da, decât filmul cât care... Cât a luat? Ăsta a luat 2. Cât a luat? Acolo ia 2,5. Ideea că e mai mult. Da. Deci, dar nu mai a participat, adică n-a luat pentru cel care ia un premiu. Cum s-a întâmplat? Din fericire, nu? Uh-huh. Ia 4,5. Deci, toată această tendință de a... S-a creat o discrepanță și o fetișizare, zic eu, păguboasă. Pentru că nu mai există riscă să se încurajeze o anumită tendință de a se face filme care pot potențial să prezinte interes la festivaluri. Și nu mai există preocuparea de a face filme care să satisfacă un public cât de cât. Diferența între filme care au cât de cât succes în România și filme care uneori sunt participă în circuite de festival, diferența este enormă. Deci, practic, singurul lucru sau cel mai important care se notează, care se punctează, este scenariul. Da. Și vreau să spuneți că e destul de aleatorie această notare a scenariului. Da, pentru că ce se întâmplă? De exemplu, eu nu înțeleg și nicăieri, nu sunt singurul, de ce este secretizat totul? Adică? Deci... scenariul când îl prezinți trebuie să-i dai un nume ca la un concurs în care nu trebuie să se știe al cui e. Deci mă înțelegeți? Da, înțeles. Nume de cod sau ce? Da, un fel de nume de cod. Da. Juriul, persoanele care sunt în juriu sunt secrete. De nu ce? Se știe. Nu știu. Care e ideea de secretomanie? Adică nu trebuie să fie la vedere? Nu, trebuie cred să fie... că ideea, presupun că inițial este ca să nu se facă influențe, da? Să nu-i dai telefon, să nu știu ce, cotare, da? A, să nu se știe cine e și să nu apelezi. Da, dar... Păi dacă te cunosc sau cunosc... Problema e alta. Problema este că tu îi dai în orb un film... Financezi un film în orb? Nu știi cine îl va face? Al cui este scenariul? Adică... deci nici cei care îl notează nu știu. Nu. Nici ei nu știu nimic. Nu. Vă dați seama? Mi se pare ciudat, puțin ciudat. Da. Deci nu. Nu se știe al cui e scenariul. E un potențial. Cel care pune scenariul, pune filmul, nu știe cine sunt cei care fac parte din juriu. Da. Totul este ca într-un joc de-a baba oarba. Da. Mie așa mi se pare. Adică trebuie ieșit din chestia asta. Este o joacă. Nu vă supărați. Și mie mi se pare. Haideți să vă citesc ce credeți că zic cei care ne privesc. Moromeții 1 sau Moromeții 2. Întrebarea numărul 2. Victor Benciuc sau Marin Preda și 3. Pe cine vedeți în Moromeții 3, să-i spunem generic, în rolul lui Marin Preda? Pentru că Moromeții 3, pentru cei care au deschis mai târziu cu 25 de ani televizoarele de când am făcut prima emisiune, asta e întrebarea, cine ar putea juca rolul lui Marin Preda? Gândiți-vă că atunci când a apărut Moromeții, când a scris Moromeții, Marin Preda avea 33 de ani. Și i-am rugat pe colegii mei să
caute niște, dar urmează dacă funcție de la adică. Șerban Pavlu, în rolul lui Marin Preda. Alegerea este Moromeții 1. Alt mesaj, Moromeții 1, 2, Rebenciuc, 3, Tudor Istodor. Alt mesaj, 1, Horaciu Mărele, 3, Vlad Zamfirescu. Altul, Șerban Pavlu, am zis ăsta. Salutare, Moromeții 1. Radu Mihaela, bună seara, bună seara. Unul Victor Rebeciuc, nu văd niciun actor nou să joace în asemenea rol. Nu trebuie să joace asemenea rol, trebuie să joace pe Marin Preda la 33 de ani. 1. Moromeții 1, 2. Horaciu Mălele, 3. În rolul lui Preda, Emilian Oprea. Altul mesaj, e greu de ales, spune, între Rebeciuc și Mălele. Hai, Horaciu Mălele. În rolul lui Marin Preda l-aș vedea pe Marius Manole. Aoleo! Are fruntea lată, săracu. Nu-i foarte înalt, ochelarii nu i-ar cădea de pe nas, gura s-a aranjat la machiaj, trebuie doar să o treacă pe Oltenește. Moldoveanu. Deci trece, săracu. Bună seara, eu aleg Moromeții 1, Victor Rebenciuc și Adrian Nartea în rolul lui Marin Preda. Ce părere aveți, domnule Gulea? Moromeții 2, spune altcineva, cu Horaciu Mălele și pentru Moromeții 3, rol Toma Cuzin. Cuzin a jucat și în Moromeții 2? Da. Săracu. Ambele filme sunt remarcabile. Poate primul Moromeț este un pic mai bun decât Moromeții 2, care este un film profund anticomunist. Abia actori, Rebeciuc și Mălele sunt foarte realiști în cele două filme. Pentru Moromeții 3 l-aș vedea în rolul lui Marin Preda, tânăr, fără să știi vreo poză, se ocupă colegi. Deci dacă nu azi, sigur la anul. L-aș vedea, fără să știu vreo poză, l-aș vedea pe Răzvan Vasilescu. Păi, totuși avea 33 de ani. Lui. E bunicul lui. Altcineva spune așa. Moromeții, aștept cu sufletul la așa. Moromeții 1, Victor Rebenciuc, la întrebarea 3, Toma din Las Fierbinți. Adică au început ăștia cu Manole, cred că Manole i-a pus pe toți. Ia uite. Da, dar e înainte, nu este atunci când era la mare și se întâlneau. Este într-adevăr una dintre pozele lui de atunci, dar aia de care zic eu e tuns. Uite, sunt foarte mulți care zic Moromeții 1 și Horaciu Mălele și îl tot propun pe Șerban Pavlu. Le-am dat eu idei. De fapt, tot felicitări pentru emisiune. Este o încântare că vor mări normal, dar nu vă dați seama. Moromeții 1, Victor Rebenciuc, pentru 3, Mihai Bendeac. Cineva îmi trimite glume de sezon. Mălele? Uite-l pe, cu Aurora. E aici cu Aurora, dar nu este... Imaginea este la mare, când era cu Aurora cornul la mare și avea 33 de ani. Cu Moromeții 1, Victor Rebenciuc. Măi, nene, la banii tăi nu ai 500 de lei să-ți iei un telefon? Nu, aștept să-mi dai tu 500 de lei. Dacă ai, dă trimite tu 500 de lei. Moromeții 2, Mălele, Piersi Junior. Moromeții 1, Victor Rebenciuc, de sunt sute de mesaje. Moromeții 2, Horaciu Mălele, 3, Mircea Diaconu. Cu Mircea Diaconu și cu Răzvan Vasilescu n-ați nimerit-o, spuneam. Este vorba despre Marin Preda, care avea 33 de ani, atunci când era deja uriaș și i-a păruse romanul Moromeții. Mai avem vreo pauză până la orele 20? Acum. Acum, dați o pauză. Acum, doamnă, ce naibii. Da, continuăm. Victor Rebenciuc, am zis de fiecare dată, Rebenciuc. Da, dacă e surd și gras, nu trebuie să zic că e și gras, dar e și gras. N-ai ce să faci. Bendeac, Moromeții 1 și Moromeții 2, precum volumul 1 și volumul 2, volumele au generat judecăți de valoare foarte diferite din cauza contextului. 2, Marin Preda era acela similar, cele două filme sunt așa de diferite. Din aceleași motive, dar Stele Gulea este același. Victor Rebenciuc și Horaciu Mălele, pentru două vârste diferite ale personajului. Aprigul tatăl versus înțeleptul învins de timp. 3, casting pentru valul tinerilor. Da, în sfârșit, o propunere interesantă. Marius Tucă, în locul lui Marin Preda,
E ok, în sfârșit, a venit. Bună seara, Moromeți, unul mi se pare superb. Nu pot îl alege între cei actori. Larry Georgescu îl văd în rolul lui Marin Preda. Și mesajele curg și vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc mult de tot pentru ultimele minute cu Stere Gulea. Ce ar mai fi de spus acum? Ați depus din nou? Nu, o să depun. O să depuneți. Tudor Giurgiu a luat hotărârea zilele trecute de a începe producția, de fapt, deci pre-pregătirea, din nou. Fără... Păi l-am convins și eu, să știți, a fost aici. Știu. Da, m-a sunat acum două zile și mi-a spus domnul Gulea, nu mai așteptăm asta, om vedea ce începem pur și simplu. Asta e un act de curaj extraordinar, că vreți să începeți pur și simplu. Așa, și atunci... pentru mine a venit numărătoarea inversă, pentru că i-am promis că cel târziu, la sfârșitul lui octombrie, îi dau scenariu ca să îl devizeze. Deci noua variantă, a opta, n-are importanță. Nu mai contează, important e ca să se facă filmul. Da. Și merită Marin Preda, pentru că este un... Lumea. Un scriitor uriaș, lumea și așa mai departe. Să știți că ceea ce mi se pare important, acum dincolo de mine, de toate lucrurile astea, este că ar putea să existe o trilogie, indiferent extraordinar, cumva, așa este. Despre o lume... Ceea ce nu există în cinematografia românească. Noastră. Deci, despre lumea despre o lume care are o identitate. Țăranul și ține de identitatea noastră, de cultura noastră, deci de rădăcinile noastre. Cred că asta m-a făcut să mă apuc. Când începeți filmările? Hai că începem să filmăm. Păi nu. La anul. Mai devreme de la anul. Da. V-am văzut vorbind cu foarte mare delicatețe și atât de frumos despre Ion Caramitru. Și lucrul pe care spunea și mi se pare esențial, faptul că Pino... exista, era ca o plasă de siguranță. Da. Aveam sentimentul că lucrurile încă nu se năruie. Foarte frumos spus și eu am avut sentimentul ăsta. Și să știți că am auzit de mai multe ori în ultimele zile lucrul ăsta. De la oameni diferiți, ceea ce face să cred că rolul pe care l-a jucat Pino... Îl descoperim la adevărata lui valoare la... Da, după ce după nu ce mai e. Numai... Pentru că în ultima perioadă a fost și tulburările alea de la Teatrul Național. Bun, acum sigur că o instituție cu atât... Bune, cu rele, cu multe, nu contează. Să știți că și ăsta este sentimentul meu și o să tot vorbim despre personalitatea Pino, lui. Cât a făcut, el s-a dedicat într-un mod absolut exemplar pentru teatru, pentru meseria de actor, pentru comunitatea de actori, ceea ce, să știți, pentru cultura română, până la urmă, că asta înseamnă. În plus, cultura română, adică el a făcut lucruri în decursul celor 30 de ani, care rămân. Deci, dincolo de faptul că am fost în ultima parte a vieții, ne-am apropiat, deveniserăm prieteni. Amândoi având originea române, da? Dar... Cum mi se pare căsătoria lui Halep? Nu mă pronunț. Ce bună a fost asta. Cum sunt obiceiurile astea la Machidon? Se mai păstrează? Sunt ramuri, ca să zic așa. E și ramura din care face... Ramura tenis. Ramura... Ei li se spune cipani. Cipani. Ce fac cipanii? Cu ce sunt deosebiți de celălalt? Da, ei au trăit în sudul Bulgariei și influența bulgărească. Sau nu neapărat. Nu vorbim de vremuri mai dădămult. Dădămult, de când eram noi mici. Mai nici nu existam. Deci, dar despre România, ce părere aveți, domnule Gulea? Cum vi se pare? Nu e bine.
Păi nu zice, e bine ce îi se întâmplă. Eu aș zice că e la terapie intensivă, dacă mă întrebați. Deci, nu e bine ce îi se întâmplă de ani buni. Eu aș zice că e la terapie intensivă. Da, este. Ar trebui să fie intubată. Păi să-l sun pe Arafat? Asta ar fi un promo. Să sun, alo, Raed, tu ești? Da, Marius. Le zic, intubează și tu România. Păi nu, intubați-l pe, să-l... Pe cine să-l intubeze? Lasă, nu dați nume, că nu vrem facem politică seara asta. Nici eu nu, nici nu mai vreau. Dar totuși parcă n-a fost niciodată, nu știu de ce. Probabil că este amplificată și de pandemie, de starea asta, de nesiguranță, de e posibil asaltul ăsta. E posibil să fie niște dereglări psihologice, greu de gestionat. La noi toți. Vă uitați la Marius Tocășou? Nu. Când și când? Nu. Măcar niciodată. Nu m-am uitat. Nu. Odată m-am uitat când l-ai avut pe Marian Râlea, pe care este unul dintre... Păi uite, Râlea, mă rog, nu mai e tânăr să joace pe... O să joace el ceva. Ar trebui să vă uitați, dacă vă sună fiecare seară la 7:05, deci, să vă lumesc. Nu e o obligație de serviciu. Nu. Nici pe Horațiu nu l-ați văzut? Nu l-am văzut. Nici pe Giurgiu? Nu. Păi a vorbit despre film, despre deci, asta, păcat. Nu, să-ți spun ceva. Nu mă uit la televizor. De ce? Nu mă mai uit. De ce? Este... face rău. Nu mă mai interesează să pierd timpul cu așa ceva. Am înțeles. Îmi pare rău. Nu. E interesant ce spuneți. Totuși e vorba de un regizor, de un om al cetății. E interesantă. Păi, când spuneți că România e bolnavă și că nu e bine și că... Ce poți să mai faci? Păi, trebuie să facem ceva. Nu putem să-l abandonăm, nu? Uite, facem un film despre lumea țărănească, să se facă o trilogie. Eu energia pe care o mai am, la vârsta pe care o am, o consacru acestui lucru. Bun, mulțumesc mult, domnule Bălea, pentru participarea din această seară. Vom vorbi despre film, abia aștept să începeți filmările. Cu sau fără scenariu de la CNC? Da. Dacă... Da, cu finanțare. O să ia până la urmă, da. Nu contează, dacă s-a producător, s-a... Da. Se produce, da, s-a hotărât el, să facă oricum. El s-a hotărât, să... ceea ce este un act, cum ai spus, de curaj extraordinar. Este în vremurile astea, da. Urmează partea a doua cu Alina Mungiu Pipidi, vorbim despre... Ia urma. Despre lumea politică. Pauză. Când ești prost, ești prost. Nu mai ai ce să faci. Nu e un păcat să fii prost. Păcate să fii prost și să te prefaci că ești deștept. E și mai păcat să te bagi în politică, să fii prost și să te prefaci că ești inteligent. Un păcat așa e să fii prost și servil. Un păcat strigător la cer e să fii prost, servil și să faci politică. Un păcat de moarte e să fii prost, servil, să faci politică și să te dai mare în fața poporului. Păi bine, tocmai pe ăștia te-ai găsit să-i păcălești? Vezi, de-aia zic că e păcat de moarte. Că nu ești doar un politician servil cu marile puteri, dar te mai prefaci și că ești demn când știe toată lumea ce pramatie ești. Un alt păcat strigător la cer e să minți. Să minți în față, cu nerușinare, cu tupeu, cu abnegație. Un păcat de moarte e să minți în calitate de politician, să te ascunzi în spatele unor legi moarte, de sens, și să mimezi că ai onoare, mințind cu legea în mână. Asta înseamnă să faci politică în România. Bună seara, doamna Pipidi! Mă bucur să vă văd, dacă vă și aud. Bună seara! Păi, normal, dumneavoastră ți-e în Germania, ne-a lăsat pe noi aici să rezolvăm local treburile țării, cum ar spune cineva. Nu sunt eu responsabilă pentru ce s-a stricat în România. S-a atribuit prea multă responsabilitate. Păi, totuși, sunteți una dintre puținele voci care mai spune lucrurilor pe nume și le spune clar și răspicat. Aș putea spune tranșant, verde în față. De ce mai sunt atât de puține voci care spun ceea ce se întâmplă cu adevărat, doamna Pipidi? Ar fi prima întrebare.
Mi se pare că foarte mulți oameni sunt deziluzionați și au plecat. În al doilea rând, cred că întrebarea se aplică unei sfere publice care este manufacturizată, nu? Deci e vorba de sfera publică pe care o vedem la televizor sau o mai zărim prin ziare și care este foarte strict controlată. Impresia mea este că se exprimă foarte multă lume în media socială, nu? Deci lumea se exprimă chiar fără niciun fel de frontieră, însă în același timp și fără niciun fel de autoritate, pentru că unul din lucrurile cele mai triste și detrimentale care s-au întâmplat în România este că a fost distrusă orice urmă de autoritate, nu se mai cunoaște biografia nimănui, în acest fel nu mai are credibilitate nimeni și toate vocile sunt la fel de egale și de insignifiante la urma urmei, ceea ce evident convine celor care sunt la putere. Și iertați-mă pentru întrebare, cine e la putere? Deci, părerea mea, pe care nu fac un secret și pe care o spun de mai multă vreme, este că la putere sunt un număr de oameni nealeși care ocupă diferite poziții strategice în statul român, în zona serviciilor secrete, președintele Iohannis și, evident, diferite clanuri apropiate celor de mai sus. Au legătură persoanele despre care spuneați cu serviciile secrete? Evident, o parte au, deci e vorba de oameni care sunt în zona de influență a serviciilor secrete, unii au grade, alții nu au, sunt oameni de afaceri din această mare zonă crepusculară de afaceri, dar care în România este foarte mare legată de serviciile secrete, firme care nu sunt clare dacă sunt private sau dacă sunt ale statului, depind de zona asta, de contractele pe care le primesc de la stat, de subvențiile ascunse pe care le au și în principal de relațiile politice, pentru că în România, în diferite forme, a fost și a rămas o zonă foarte mare de capitalism de stat. Acest capitalism de stat însă la noi e mai periculos ca în unele părți în care e pe față, da? Ca în Rusia sau ca în China, unde vezi pe față cine este din stat, cine investește. La noi nu vezi. Vezi cu foarte mare dificultate când cade cineva ca ghiță, atunci vezi și ies lucrurile la iveală. Sau când moare cineva, cum a fost domnul cu antiseptecele, nu? De la Happy Pharma. Atunci afli cum este. Dar dacă faci ceea ce fac unii colegi de-ai mei mai tineri la România Curată, adică dacă monitorizezi achizițiile publice săptămânal, că ele sunt publice, vezi cine câștigă marele contracte, deja poți să ai o listă de firme care sunt firme conectate cu serviciile secrete, probabil aparținând, cum era și cu Hexi Pharma, aparținând chiar unor oameni din serviciile secrete sau unor companii fantomă din multele pe care le-au dezvoltat ele și firme care au sunt lideri de piață pe zone importante și ca atare își permit, sub aparența că sunt privat, să intervină în mass media, să intervină în politică, să facă o mulțime de lucruri care scapă controlului democratic. Pentru că discutați tranșant și noi doi discutăm tranșant și asta s-a întâmplat întotdeauna de o vreme încoace, voiam să vă întreb în ce măsură Coldea, Chioveși și mai ales Coldea are influență. Pentru că tot vorbeați de aceste firme, vorbeați de Hexi Pharma, știm bine că lumea farmaceutică într-un fel sau altul a fost controlată de Coldea, că noi știm, asta e, n-avem ce face. La fel, lumea asta a petrolului într-o bună măsură. Adică Coldea nu a fost numai un factor care hotărea în ceea ce privește relațiile SRI, DNA, Înalta Curte de Casație și Justiție. Și justiția în general, ci și în lumea afacerilor. În ce măsură credeți, pentru că am auzit de nenumărate ori spunându-se asta, Coldea și, să spunem, acoliții săi de atunci au încercat să pună mâna pe justiție și să dețină din nou controlul într-un război pe față, pe viață și pe moarte, cu ceea ce înseamnă Iohannis și oamenii de care vorbeați mai devreme. E foarte complicat. Eu nu prea cred în figuri personale foarte puternice, ca să vă spun sincer. Deci, în afară, evident, de președintele Iohannis, care prin virtutea funcției este cel care are totuși o mare influență, care poate să mute din loc în loc sau poate chiar să-i dea afară pe unii din acești oameni, poate că unii din ei îi iau și ei cu ceva la mână, dar asta nu știm sigur, da?
Deci eu nu l-aș transforma pe domnul Coldea, numai pe el însuși, în capo de tutti capi, da? Cum se spune în limbaj mafiot. Părerea mea e că vorbim de mai multe grupuri în statul român și vezi acest lucru și din conflictul dintre politicieni care sunt sponsorizați de grupuri diferite, au relații bune cu diferite grupuri. Imperiile astea economice știm sigur că erau diferite la SRI, de exemplu, față de SIE. Știm și din amintirele unor oameni, din procesul tender, din alte lucruri. Și la fel îmi imaginez că se întâmplă și cu firmele legate de Ministerul de Interne și cu cele ale SPP, adică există mărturii fragmentare. Nu cred că există cineva care să aibă tot controlul. Dacă te uiți la bugete, SRI pare să fie mai puternic decât toată lumea. Dacă te uiți la alte manifestări de forță, vezi ce puternic a devenit STS în anii din urmă, extraordinar de puternic. Adică sunt oameni în SRI și în STS care au date personale în Germania, în care trăiesc eu, pentru ce nu s-a putut să devină populară aplicația contra coronavirus, pentru că a fost o întreagă isterie cu protecția datelor personale, iar în România se fac pe față proiecte, unele finanțate cu bani europeni, pe care SRI și STS se luptă cine să aibă datele personale, sau mai exact să luptă să aibă ambii datele personale. Am văzut că șeful DNA, foarte drăguț, a zis recent că nu are bani să asculte convorbirile pe WhatsApp, că nu i s-a dat buget și că numai serviciile pot, da? Deci asta deja arată că nici zone care sunt considerate confidențiale, de fapt nu sunt, și că sunt o mulțime de date personale în aceste servicii. Iar asta, după părerea mea, face ca miza viitoarelor alegeri prezidențiale să fie foarte mare, pentru că toți acești oameni care au mers mai departe decât ar fi trebuit în zone de afaceri, în zone de supraveghere a vieții private, în zone de amestec și de influență în politică și în justiție, da? Toți acești oameni au nevoie ca ceea ce au făcut să nu iasă niciodată la iveală. Și au nevoie de protecție în continuare, astfel încât noul președinte să se asigure că noul președinte este de-a lor și că vor fi protejați și că nu se va scoate la iveală tot ce au făcut în acești ani. Exact. Pe scurt spus, despre asta e vorba. E vorba să ai impunitate în continuare pentru aceste lucruri pe care le-ai făcut și le faci. Și impunitatea la noi e foarte mare, că vedeți că eu am, de exemplu, în continuare un proces la Curtea Constituțională cu SRI. Deci e destul să vezi ce frică a fost curților de justiție din România, cum și l-au pasat de la unul la altul, deși era vorba de un articol foarte simplu. Un articol din Legea Informațiilor Clasificate care spune că lucrurile legate de sănătatea publică nu pot fi secretizate, da? De exemplu, nu poți să secretizezi morții din corona, nu poți să secretizezi compoziția detergentului și nu poți să secretizezi faptul că știi că se dă un antiseptic care este ineficient. Nu poți să spui, am zis la trei miniștri și aia n-au făcut nimic, pentru că ascunde o asemenea informație. De fapt, e o crimă contra sănătății poporului român. Și deși ăsta este subiectul procesului, ai obliga să dezvăluie ce au știut ei din aceste date de sănătate. Nu cum au aflat, nu sursele și informatorilor, că nu ne interesează pe noi. Pur și simplu să curmăm ideea că măcar în zona de sănătate acești oameni nu pot da socoteală în niciun fel. Și nu reușim să judecăm asta. Nici termen la Curtea Constituțională nu am căpătat. Și asta după ce toate curțile de mai jos s-au oferit să judece. Deci vă dați seama ce spaimă este pe judecător dacă le cade așa ceva. Le e frică, pur și simplu. Le e frică. Absolut. Da, aici asemănăm cumva cu Rusia sau oricum țării din trecutul comunist. Și România are chestia asta la secretomanie pentru lucruri esențiale care peste tot în lume sunt Dumnezeule atât de publice. Mulțumesc pentru radiografia făcută a statului paralel, de fapt, că asta arată în ce măsură bolboroseala la suprafață e și mai mare când mizele, așa cum spuneați, sau miza este legată de toți acești ani și de toate aceste afaceri care au fost făcute mai mult sau mai puțin în zona crepusculară. Trebuie să recunosc că tăietura dumneavoastră este foarte fină, în egală măsură, dar ea scoate la suprafață puroiul și mizeria din societatea românească. Și acum, ajungând la suprafață, deasupra acestei, aici unde bolboroseala a atins cote maxime, v-aș ruga să începem cu coaliția, nici un an din momentul în care s-a format și ce a însemnat ea până acum. După aceea o analiză separată, USR Plus, ce se întâmplă cu PNL, alegerile din PNL, războiul dintre Orban și Câțu, care e susținut de Iohannis. Dacă ați dori să faceți și o analiză
mai rece, mai distantă despre Ciuma Roșie, din câte am înțeles pe numele de cod, și bineînțeles despre Aur. Dar să începem cu acest aproape un an, nici măcar un an, de coaliție de dreapta. Da, deci, după părerea mea, coaliția asta, deci sunt două subiecte aici. Unul e o precizare și celălalt e subiectul mare, da? Precizarea de făcut este că, de la bun început, această coaliție s-a fondat pe un păcat originar și pe o minciună foarte mare. Acest păcat originar este ideea că aceste trei partide ar fi agreat vreo secundă vreun program de guvernare, măcar în punctele esențiale, măcar în promisiunile pe care România le-a făcut la Bruxelles. Acest lucru era cu desăvârșire fals, cum nu era nevoie să fie inițiat ca să știi că UDMR are tot o altă părere decât USR Plus, de exemplu, în chestiunea cu SEIJ. Da? Și că erau multe, multe alte subiecte în fond de divergență. În realitate nici nu prea erau subiecte, să fim cinstiți, de apropiere. Subiectele de apropiere nu existau decât dorința de a guverna împreună. Și totul a fost o enormă șmecherie ca fiecare să meargă pe o anumită parte a electoratului, dar cea mai mare șmecherie a fost evident împărțirea asta. Pe față. Oamenii au fost păcăliți fiindcă au vrut să se lase păcăliți. Asta a fost toată chestiunea, da? Dintre liberali și useriști. În care cei dezamăgiți de liberali se puteau duce la useriști, dar de ce? Ca după aia să fie aduși înapoi după alegeri tot la liberali. Și acest lucru, de fapt, reducea cu desăvârșire din start libertatea de mișcare de după alegeri și capacitatea cuiva de a-și ține vreo promisiune. Ce promisiune? Că după alegeri era clar că se va trece la numitorul comun cel mai de jos, care în chestiunea justiției a fost ce a vrut UDMR. Poziția UDMR nu e nouă, poziția UDMR nu e schimbată de mai bine de 10 ani, și ea a fost întotdeauna o poziție foarte sceptică. Ne-am luptat când încă mai eram eu în România cu UDMR, care era contra legilor de conflict de interese și contra foarte multor legi. Acum se întâmplă că suntem aliați cu UDMR în chestiuni constituționale și că nici eu nu cred că e bine să fie ascultat o persoană pe mandat de siguranță națională și pe urmă să fie folosită respectiva ascultare într-un dosar de corupție, dat fiind că există posibilitatea legală să-l asculți pe om direct pe dosarul de corupție. Da? În statul de drept nu tragi de proceduri pentru o cauză bună. Procedurile sunt în fond mai importante decât țelul final. Dar sunt ravuri vechi. Asta au făcut 15 ani, doamna Pipide. Da, știu. Și de asta sunt de acord cu UDMR-ul. Sunt de acord că trebuie să respectăm procedurile. Pe de altă parte, poziția lor nu este cu poziția Bruxelles-ului, poziția lor e contra și să știa. Deci dacă intri cu ei la guvernare, ce poți să te aștepți, nu? Te-ai înțeles cu ăștia sunt partenerii, partenerii au agenda lor, nu e o agenda ascunsă, nu e o agenda secretă. Da? Deci era clar că se va trage de timp în timp până când se va ajunge la livrare. Și când se ajunge la livrare, ce a făcut coaliția asta de fiecare dată când a avut livrări? A livrat țapiscășitori, da? L-au aruncat întâi pe ăla de la sănătate, au aruncat după aceea pe ăla de la finanțe și acum a venit rândul ăsta de la justiție. Nu fiindcă făcuse el ceva bun sau rău, că nu făcuse omul mare lucru, da? Ci pentru că cineva trebuia sacrificat pentru că această coaliție, de fapt, nu avea o agendă comună și nu poate livra ceea ce a promis și să rămână împreună, să rămână ca și coaliție, da? Deci asta e, ca să zic așa, precizarea, că nu e niciun mister de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Nu s-a putut trage de timp mai mult și de asta s-a ajuns la conflict acum. Asta e situația, da? O minciună veche s-a dezumflat. Și cu asta s-a încheiat, da? Dar nu cred că asta explică tot războiul ăsta și toată destabilizarea, pentru că oricât de importantă e justiția, sunt multe alte subiecte. Deci oamenilor le pasă, oamenilor din politică și oamenilor din zona de servicii, le pasă de mult mai multe alte subiecte decât numai de ce am promis noi la Bruxelles, că noi oricum suntem experți în a nu ne ține promisiunile și de a o coti. Nu e asta o problemă pentru noi. Credeți că acest lucru legat de programul Angel Salini a fost cel care a declanșat sau scoaterea lui Stelian Ion la justiție a fost o mișcare premeditată, gândită de la Cotroceni, de Klaus Iohannis, pentru a scăpa de USR? Cum credeți că au evoluat lucrurile și ce s-a întâmplat după aceea, dacă lucrurile au luat o turnură neașteptată și ce se va întâmpla cele din urmă, dacă USR Plus se va întoarce la guvernare, dacă va rămâne Câțu, până să trecem la a vă ruga să comentați ce se întâmplă și în PNL. Și cum vedeți deznodământul pe 25 septembrie, parcă. Deci, părerea mea este că ceea ce vedem
practic, sunt niște războaie pentru succesiunea lui Iohannis, care, de ce cred eu că sunt purtate de mai multe centre, este din cauza conflictului. Da? Deci dacă Iohannis ar avea puterea suverană, Iohannis și-ar desemna succesorul și ar fi liniște în front, nu? Ar numi pe cine vrea el, ar da afară pe cine vrea el. Iohannis e un om care îi place să aibă controlul absolut și de asta eu nu, cum să spun, nu cred că domnul Coldea e chiar așa de puternic cum crede lumea. Puterea în servicii ține din obscuritatea oamenilor. Cine ajunge așa în față și cu toate reflectoarele pe el nu mai are cum să mai fie așa de puternic. Deci sunt oameni pe care noi nici nu știm cum îi cheamă, deși îi întâlnești. Îi întâlnești pe la recepții, invită bancherii străini. Pentru mine e un șoc acum 20 de ani când mergeam la recepții la ambasade. Nu întâlneai frate general din servicii secrete, iar acum e plin de ei peste tot. Deci pe față ei sunt cultivați și de ambasadori, că oamenii știu unde e puterea, nu? Lucrurile s-au schimbat. Când gândești, pe vremuri eram noi fraieri ăștia, intelectuali. Exact, pe la recepții, pe la asta. Acum știm, cheamă pe aia că sunt și cu banii, iertați-mă, adică... Măi, că îi cheamă, le dau decorații, deci cum să spun, râzi de districi când vezi cine ia decorații și ce decorații. Dar să lăsăm, da? Să lăsăm acest lucru. Deci e clar că nu este o singură opinie, da? Deci alegerile prezidențiale sunt un factor de mare incertitudine, care s-a văzut și când a fost Iohannis, când a fost o mare bătălie. Nu a fost de fapt aceeași situație. Băsescu a avut un favorit al lui pe care a vrut să-l impună, care era Elena Udrea. Unele servicii au avut un alt favorit, s-au fixat pe Iohannis, dar alte servicii au fost complet contra lui Iohannis. Nu uitați ce în scenarii s-au făcut lui Iohannis. Nu era deloc adevărat că toată lumea îl voia. În clipa în care a devenit clar că el o să câștige, atunci lumea s-a mai aliniat, dar a fost destul de competitiv, cu destul de multe cascadorii de astea publice și în scenari care au fost făcute. Și acum intrăm într-o fază similară. Deci, practic, unii vor să iasă cineva din zona USR Plus, Barna sau Cioloș, da? Alții joacă jocuri proprii, ca Ludovic Orban, da? Și alții sunt candidații desemnați. Deci nu avem un singur grup și de asta competiția a devenit foarte așarnată. Klaus Iohannis cred că a crezut că are un control mult mai mare decât are în realitate și că va reuși. Eu nu cred că el a vrut să-i dea afară de la guvernare pe cei de la USR Plus. În schimb, cred că s-a așteptat ca ei să facă drepți, pentru că oamenii ăștia au primit ajutor din zona asta crepusculară, au primit sprijin. Da? Și s-a așteptat ca pentru sprijinul ăsta să facă frumos în continuare, dar ei au și sprijinul lor, deci din zona de care au primit sprijin există și în zona aia jucători care joacă un joc propriu, care nu joacă 100% jocul lui Iohannis. Astfel încât în acest moment, mai ales că care este partea care încă e, din mulțumesc lui Dumnezeu, democratic în alegerile prezidențiale, este că nu orice candidat care este desemnat din zone obscure e cel care va câștiga alegerile. Trebuie totuși să ai și niște calități ca să câștigi alegerile. Oricât aranjamente s-ar face pentru tine, oricât nu știu ce, îți trebuie un anumit profil să câștigi alegerile. O anumită carismă și așa noi vorbim în general de oameni care nu au mare carismă, nu stau extraordinar de bine în sondaje de opinie și așa mai departe. Dar unii stau mai bine decât alții. Și deci arta este să nu te orientezi la unul care o să piardă, da? Și atunci sunt și păreri diferite. Unii cred că Cutare are șanse, e real prezidențiabil, alții cred că nu și de aici tot conflictul ăsta. Eu nu cred că programul Angel Salini a fost un factor așa de important. Dovadă că s-au făcut sugestii din partea USR că să se introducă anumite criterii ca la fonduri europene, cum să fie cheltuiți banii, mai ales în ce fel să fie distribuiți banii și cu criteriile astea ei s-ar fi împăcat și lucrurile ar fi mers mai departe. Dar nu se pune problema cu criteriile alea, lucrurile nu deveneau mai bune. Deci programul Angel Salini, în concepția sa, este un program de cheltuieli discreționare. Oricum le-ai organiza, oricâte garanție îi pune pe fiecare licitație în parte, sau face, el tot rămâne per total un program de cheltuieli discreționare, un program nerațional, un program care n-a fost corelat cu restul fondurilor europene, care n-a fost corelat cu restul banilor din investiții. Deci el e greșit ca idee. N-aveai de ce să pui mici condiții. Condițiile alea mici le-ai pus ca să fii păstrat la guvernare. Da? Dar n-a mers. Da? N-a mers pentru că, de fapt, e vorba de o chestie de disciplină. Deci USR trebuie să înțeleagă că se întoarce în acest guvern numai dacă acceptă disciplina și ierarhia pe care o propune președintele Iohannis și în această ierarhie ei au profitat de o situație și trebuie să facă drepți. Asta trebuie să facă. Asta li se cere. Doamna, să facă drepți. Da, am înțeles. Ne oprim. A trecut jumătate de emisiune, nu știu când,
dar a trecut o jumătate. Aș vrea după o scurtă pauză să ne vorbiți, apropo de personaje cu carismă sau mai puțină carismă, despre războiul din PNL, Orban sau Câțu. Aceasta e întrebarea, cine credeți că va câștiga și ce s-a întâmplat, cine s-a luptat de fapt, cine a dus această bătălie în interiorul PNL. Dar asta vă rog după o scurtă pauză. Da, în direct, în direct cu Alina Mungiu, Pipidi, o analiză absolut necruțătoare. Ar mai fi două mari întrebări. Cu prima aș începe, doamna Mungiu. Cine câștigă, cine pierde din toată această bătălie care este incredibilă, așa cum nu cred că a fost niciodată? Asta apropo și de ce spuneați, că e de fapt o bătălie pentru succesiunea lui Klaus Werner Iohannis. Succesiune care înseamnă patru rânduri de alegeri, pentru că avem și alegerile parlamentare și alegerile locale, de fapt, în 2024, și alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale. Da, succesiunea prezidențială e cea mai importantă, pentru că așa cum se vede în crize, președintele are pâinea și cuțitul, nu? Și mai ales dacă președintele se hotărăște să se poarte neconstituțional, cum se aud acum că ar putea să existe o posibilitate, președintele, chiar dacă trece moțiunea de cenzură, cum e foarte plauzibil, să-l propună tot pe domnul Câțu, da? În totalul dispreț al Constituției și al bunului simț, să vede că în realitate cam asta trebuie să câștige în România. Trebuie să câștige alegerile prezidențiale. Cu alegerile prezidențiale ai toată zona asta de care am vorbit mai devreme, sau o bună parte din ea, și cu asta poți să influențezi destul de mult din rezultatele celorlalte alegeri. Da? Deci pentru asta și numai pentru asta se dă bătălia și se dă bătălia între potențiali succesori care nu mi se par din scandalurile astea din ultimele două săptămâni să iasă niciunul bine. Deci trebuie să spun că ce m-a șocat pe mine așa de la distanță, uitându-mă la cum arată și dacă n-aș ști nimic despre oamenii ăștia, dacă îi cunosc unii dintre ei, am sentimente de prietenie, pe alții am recomandat eu prima oară în politică. Dar când mă uit așa de la distanță, singura persoană care mi s-a părut că va câștiga din toate astea, drept să spun, din materie de câștig spontan, de popularitate și nu știu, este George Simion. El a fost cu ideea să asocieze la moțiunea asta de cenzură, a fost întreprinzător, s-a mișcat repede, sunt canale de televiziune care îl promovează și s-a desprins din toți acești oameni care par controlați ca un om care pare că stă pe picioarele lui. Deci eu aș spune că atâtea jocuri obscure, până la urmă, pot să producă o mare surpriză care s-ar putea să ne cam sperie, da? Adică să producă un politician care să fie necontrolabil, cu viziuni care pe alocuri par foarte extremiste. Eu văd clar calitățile lui George Simion politice, că le are, sunt evidente, dar în același timp o bună parte din atitudinile lui, mai ales cele din anii din urmă, că eu l-am cunoscut când era tânăr și când părea un tânăr european, o bună parte din atitudinile lui nu sunt atitudini care să fiu de acord și nu cred că acestea sunt atitudini cu care un partid european, chiar unul radical, și în România e nevoie de un partid radical, că e un sistem corupt, sigur, ok, e în regulă, da? E, George Simion pare că strălucește. A fost starul acestor două săptămâni printre figuri precum Câțu, Barna sau Cioloș. Pentru că a fost autentic, a fost adevărat. Exact, adică... exact. Și pentru că are personalitate, în timp ce aici sunt figuri foarte șterse. Deci acești oameni păpușăriți de alții din spate sunt aleși să fie șterși. Dar din cauza că sunt aleși să fie șterși, sunt aleși să nu fie lideri, ei nu sunt niște candidați prea buni. Uite că nu reușesc să construiască în spate mare lucru. Da? Și să pot trezi că împreună, în jocul ăsta al lor colectiv, creează vreun monstru, da? Și că iarăși trebuie să ieșim din casă ca în anul 2000 când a trebuit să fac demonstrații să nu-l voteze lumea pe Vadim, da? Că m-a acuzat lumea că țin cu Iliescu, deși nu eram cunoscută ca o prietenă a lui Iliescu. Cum deci credeți că aș putea să uit vreodată interviu cu Ion Iliescu, doamna Pipidi? Adică pentru mine ăla este un reper, un far călăuzitor, cum poate fi tocat Iliescu.
Dar gândiți-vă câte lume a spus în toamna lui 2000 că m-am dat de partea lui Iliescu pentru că am zis că trebuie să ne unim contra lui Vadim Tudor, știți? Deci când manipulezi toată politica, când falsifici absolut totul, atunci abia atunci se poate întâmpla absolut orice, da? Eu nu am o atitudine față de AUR, să-i consider atât de extraordinar de periculoși cum era România Mare. Deci, după părerea mea, AUR sunt ceva nou. Eu nu am semnat manifestul acela în care au cerut să fie izolați. După părerea mea, e un partid care poate să mai evolueze. Am văzut și în Occident partide care au început cu mesaje foarte radicale, în care sunt oameni care au alte valori decât ale mele. Sunt conservatori. E în regulă, cum să spun, oamenii au dreptul să fie și conservatori. Vorba este să nu-ți promovezi conservatorismul într-un fel radical. Deci eu nu pierd speranța că cei de la AUR pot veni mai spre centru și că George Simion poate să o ia pe o cale mai bună. Dar dacă o să mergem de război civil în război civil, populația, deci va fi o secție din populație care va cere să se ridice un lider populist foarte radical. Da? Și ne-o facem cu mâna noastră, pentru că nu suntem în stare să construim o politică civilizată și transparentă. Transparentă, de fapt ăsta e cuvântul. Hai să ne propunem mai puțin, dar să nu mai mințim atâta, să fie totul pe față, asta putem negocia, asta putem agrea și asta facem, gata. Dar vedeți că nu se poate și atunci totul se poate întâmpla. Cine a mai avut de, în afară de AUR, de câștigat? Cine a avut de pierdut? Că i-ați amintit întreagăt pe cei de la USR Plus. Și la fel, în ce măsură PNL va avea de câștigat sau de pierdut? Adică tot dacă tot ați început analiza perdanților și câștigătorilor, vă rog să o faceți până la capăt. USR Plus și AUR, după părerea mea, ambii au pierdut din această poveste. Da? USR Plus a pierdut mai puțin decât ar fi pierdut dacă rămânea la guvernare, dar chestia asta că au făcut moțiunea cu AUR va fi folosită contra lor și mai departe. Nu cred ei că au scăpat așa ușor. Va fi folosită contra lor. Cine nu a câștigat așa mult cât se încrede zilele astea este PSD. Da? Deci dacă PSD dă impresia că aia stăm liniștit să se coacă mărul și mărul ne va cădea în poală, este, după părerea mea, destul de fals. PSD a avut și puterea, a fost la guvernare și n-a putut să guverneze. Ce să mai vorbim, să stai liniștit în opoziție și să aștepți? Eu două lucruri am de zis. Deci unul la mână că, din păcate, în PSD sunt prea mulți oameni care au fost selectați la vârf tot de aceste zone crepusculare de care vorbim, da? Și care de asta nu au cum să miște în front, pentru că au fost din nou selectați pentru vulnerabilități că... și care așteaptă cu încredere, că își spun că va veni, că la masa aia ascunsă, verde, la care se decide, poate să va spune, gata, se dea un dorat de scul, îi tragem pe ei. Asta stau ei și așteaptă. Iar asta, după părerea mea, e un joc foarte riscant, pentru că în politică trebuie să te ajuți singur. Nu trebuie să aștepți ca la masa verde, ascunsă, să-ți dea cineva ceva, că nu poți să știi ce o să se întâmple. Cum ar putea ei să se ajute singuri mai mult decât o fac? Unul la mână să nu mai fie așa suficient să-și închipui cu un guvern, îl trădești așa când vrei. Există oportunități de care trebuie să profiți și ei ar trebui să fie puțin mai agresivi în căutarea acestor oportunități decât au părut zilele astea. Dar, din nou, deci întrebarea este câți dintre oamenii care conduc PSD sunt cu adevărat autonomi și se pot gândi într-adevăr la interesul PSD și cât sunt controlați cu telefonul din altă parte. Și ar trebui, de asemenea, ei au impresia că au făcut foarte multe reforme, dar dacă dați voie să vă spun din perspectiva mea, mai sunt multe lucruri care eu vreau să le văd la PSD, ca eu vreodată să pot concepe să votez PSD sau să nu ies din casă să votez cu dușmanii PSD. Mai ales, de exemplu, pe zona de educație. Ani de zile s-au profilat foarte prost ca fiind cei care apără corupția din educație și impostura generalizată din educația noastră, dacă ei nu dau niște semnale că se întâlnesc undeva cu noi acolo, și știți că eu n-am fost radicală contra plagiatului Ponta, deci nu e vorba de persoane aici. E vorba că trebuie să avem un pic curajul să redresăm un sistem în care lumea își cumpără doctorate și din doctorate te faci din major general sau te faci din avocat, ții examenul de barou și așa mai departe. Noi trebuie să schimbăm sistemul ăsta. Am corupt complet sistemul de educație. Nu văd să este nimeni cu curajul să schimbe, iar PSD chiar s-a poziționat ca avocatul lui. Cât s-a poziționat ca avocatul lui, oamenii cu educație din România nu vor vota PSD și trebuie să-și dea seama să aibă curajul să facă pasul ăsta. În sănătate au făcut niște pași foarte buni, în sănătate au ajuns deja să fie mai acceptabil decât partidele de la guvernare. Dar educația e importantă și cât îl critică pe Iohannis că n-a făcut destul pe România educată, nici ei n-au făcut destul. De fapt, n-au făcut nimic decât să spună că ei alții sunt răi, da?
Deci aici e un loc în care trebuie să mai investească puțin. Și mai sunt câteva alte locuri. Au făcut unele lucruri și nu au fost așa răi cum au fost prezentați. Asta e cert. Dar nu-i văd pe PSD să iasă acum să ne scoată ochii cu guvernul lor de umbră. Să spună trântiți-l pe Sorin Câmpeanu că venim noi cu această figură extraordinară care vă entuziasmează. Dimpotrivă, e un fel de trântiți-l pe Sorin Câmpeanu, că o să-l aducem noi tot pe Sorin Câmpeanu, nu că a fost și cu ei. Iar câtă vreme e așa, degeaba ăștia sunt în scădere, că ei nu reușesc să genereze acel val crescător să-i urce pe ei unde trebuie. Asta e problema. Câțu sau Orban, doamna Mungiu? Deci eu trebuie să recunosc că nu văd un mare viitor lui Florin Câțu, deși el este alesul sistemului. Câțu este alesul sistemului. Orban a reușit să joace șansele lui de la firul ierbii odată. Dacă o să reușească și a doua oară, nu știu. Dar în orice caz, eu nu văd nici pe Câțu, nici pe Orban, ducând Partidul Liberal la victorie într-un an jumate sau doi. Și este, vezi că lucrurile se decid la masa verde atunci când primim semnalele astea atât de categorice că presa sau nu știu cine vrea al treilea om în fruntea PNL. Da, presa sau altcineva, nu știu, fanii PNL vreau și au vrut întotdeauna, vor un om performant și autonom față de servicii, cu care PNL se poate câștiga alegeri. Nici Orban și nici Câțu nu sunt acești oameni. Cine sunt, s-a spus, nu vreau să mai aduc numele unor oameni în discuție, că le facem dezavantaje, da? E vorba că când serviciile au ales pe cineva, ceilalți sunt rivali. Dar l-ați auzit pe domnul Bolojan spunând, nu se pune problema, da? Păi da, nu se pune problema, dar nu se pune problema nu că nu o pune el, nu se pune problema că nu o pun cei de la Masa Verde, care au alte alegeri. Numai că alegerile lor sunt pe fond și la final nu sunt alegeri câștigătoare. Nu sunt alegeri cu care să poți să impui un președinte în România. Și pentru asta, despre asta e vorba. Deci va câștiga Orban sau va câștiga Florin Câțu președinția PNL pe 25? Deci vor câștiga ce? Adică e vorba de aceste alegeri prezidențiale care, dacă înțeleg bine, nu au valoare niciun an. Că după un an au alte alegeri. Cine va câștiga aceste alegeri acum, în luna septembrie, dintre ăștia doi? N-are nici cea mai mică importanță. A, deci n-are importanță. Foarte interesant. Nu, deloc. Foarte interesant. Spuneți-mi, vă rog, atunci ce credeți că se va întâmpla în USR Plus și în ce măsură USR Plus se va întoarce la guvernare? Sau în ce condiții? Deci știți cum e cu oamenii, să faceți aminte cum era cu FSN-ul. Deci USR Plus e un fel de FSN. Adică e un loc în care au intrat și oameni nevinovați de pe stradă, ca la Revoluție, au intrat și aia cu grade care li s-a spus du-te acolo și ocupă locuri strategice, da? Au fost și câțiva recrutați că a fost nevoie de ei în diferite momente, adică este de fapt un amestec foarte, foarte eterogen. Și în acest moment frica lor cea mai mare, de care trebuie să asculte chiar cei cu grade, este aceea că ei își pierd electoratul într-un ritm accelerat, lucru care a început odată cu apariția AUR, dar care a luat o mare viteză și s-ar fi dus tot electoratul lor peste noapte, dacă ei nu l-apărau pe Stelian Ion, pentru că părea să fie o chestiune de mare principiu și atunci la revedere, adică dacă dovedeai asta. Și astfel încât ei în acest moment nu au altceva decât să facă, decât să joace în expectativă și să-i convingă practic pe cei care fac jocurile, ei au pe protectorii lor, dar aia nu sunt cei mai tari, da? Să-i convingă pe toți care fac jocurile că ei au candidatul cel mai potrivit pentru succesiune, că ei îl au și în timpul ăsta să nu pierde electoratul, pentru că dacă îl pierd, chiar nu se mai uită nimeni la ei. Deci e un joc foarte complicat de stat la sârmă la ei, dar deocamdată nu puteau face altceva decât ce au făcut, cred. Cioloș sau Barna? Pentru că perspectiva de adineori m-a luminat, aș putea spune, și nu exagerez deloc. Chiar așa, ce atâta bătălie pentru Câțu sau Orban când peste un an sunt alegeri, până la urmă nu e atât de important și exact cum spuneați dumneavoastră, amândoi sunt atât de ștergi încât sigur, sau e posibil să apară un alt candidat pentru că niciunul dintre ei nu va duce PNL-ul nu la victorie, cred că la supraviețuire, că nu vorbim despre victorie. Cam așa. La fel, Barna sau Cioloș, nu contează cine câștigă alegerile acum, contează cine are în mod real o alianță mai mare în spate și o carismă mai mare să câștige prezidențialele. Aici e, de fapt, toată întrebarea. Și dacă nu iese cine trebuie acum,
el va fi schimbat. Deci lumea dă o importanță mult mai mare, prea mare acestor alegeri de la PNL și de la USR. Ele sunt doar primul moment în care aceste tabere în războiul lor de succesiune caută să poziționeze niște candidați. Dacă ei nu or să convină, fiți liniștiți că îi vor schimba până la alegeri. De mai ales că mai sunt 3 ani până atunci, adică nu mai e un an de zile sau... Da. Exact. În ceea ce privește guvernul ăsta, îl vedeți, vedeți soarta pecetluită, credeți că va fi schimbat cu totul? Există varianta, posibilitatea ca să fie chemat PNL fie la guvernare, fie să sprijine un guvern minoritar? Dragă domnule, eu aș vrea să spun un lucru, că ne apropiem probabil de încheiere, aș vrea să spun un lucru foarte clar. Că toată această poveste politică, inevitabil așa cum este, mă face să-mi fie din foarte multe puncte de vedere rușine că sunt român. Deci noi suntem într-un moment dificil pentru toată lumea, da? Alegerile nu pot să scap de ele și în Germania sunt alegeri. Dar în Germania, în timp ce sunt alegeri, vorbim de lucruri foarte serioase, da? Vorbim de pandemie, vorbim de schimbarea de climat. În România sunt lucruri de supraviețuire de care trebuie vorbit, da? Deci România are un enorm deficit din cauza căruia au fost amânate aceste măriri de pensii de care depindeau foarte mulți oameni. E de necrezut că în România, în acest moment, valul 4 al pandemiei se ridică. E de necrezut că România și Bulgaria sunt cele mai analfabetizate țări din Europa, cu cele mai mici rate de vaccinare, ceea ce garantează că nu putem pune punct final epidemiei astea, că o să o mai târâim așa un an, anume câtă vreme avem oameni nevaccinați, da? Și că în loc să ne ocupăm de asta, în loc să punem mâna, presă, societate civilă, experți și oamenii politici, în loc de asta noi ne pierdem vremea cu interesele statului paralel și cu cine vor ei să-i protejeze 3 ani de acum acolo, da? Asta, cu asta ne ocupăm. Deci la ora asta, doctorii de România cu care eu vorbesc sunt în legătură, am foarte mulți prieteni doctori, sunt absolut disperați, deci din nou o luăm de la capăt cu povestea cu pandemia. Nu se găsește nimeni să ceară socoteală pentru faptul că au fost atâtea minciuni legate de numărul de morți. Da? Toată primăvara ne-am petrecut-o mărturisind, deci practic există confesiuni publice că s-a mințit legat de numărul de morți, tot ne mai spuneau din urmă niște morți din toamnă. Da? De ce nu există o anchetă legată de chestia asta? De ce nu la ora asta nu s-a pornit parchetul? De ce e important să se facă? Nu doar că în alte țări s-au făcut dosare și au pornit anchete pe managementul pandemiei, dar e vorba că pandemia nu s-a terminat. Și dacă unii care sunt criminali și care pentru motive politice anul trecut să scoată lumea la alegeri când aveau echip în decembrie, mințeau cu cifrele, îi lași tot pe ei la guvernare, la fel vei păți în continuare. Deci aceste lucruri au încă, din punctul nostru de vedere, consecințe. Și ca atare trebuie să acționăm acum, iar noi nu facem absolut nimic din toate astea, facem tot chibițeală la ce se întâmplă la alegerile aceste două partide, care pentru care și cuvântul submediocre este prea bun. Sunt niște partide sub nivelul PD-ului lui Petre Roman din la începutul anilor 90, ăsta e nivelul lor intelectual și de pregătire tehnică și nu știu ce, să vai de capul lor. Da? Deci cine dintre ei o să iasă și o să se aleagă n-are nicio importanță, fiindcă se vor purta tot cum se poartă acum, dacă nu există o cerere populară mult mai mare ca ei să se poartă alta. Și da, un început ar fi ca oamenii să fie anchetați pentru mismanagementul pandemiei astea. Că avem morți în exces, suntem în primele 10 țări de lume, a murit mult mai multă lume decât trebuia, morți care puteau să fie evitate. Luăm o scurtă pauză și după aceea mai avem doar câteva minute să ne mai spuneți câteva lucruri importante pentru România după ce ați făcut acest tablou sfâșiat sau sfâșietor, până la urmă, pentru România. Chiar am citit o analiză făcută, cred că, de Economist, care spunea că numărul de morți în România a fost, de fapt, mult mai mare decât a fost prezentat. Nu era o statistică venită din... luată așa la întâmplare, ci era o statistică foarte clar, foarte bine făcută și spunea exact același lucru pe care spunea și dumneavoastră. Și dacă doriți, într-un minut, să ne spuneți ce se întâmplă în Germania cu alegerile, chiar dacă e departe, e important pentru România. Cine este succesorul Angelei Merkel? Luăm o scurtă pauză și după aceea ultimele minute din această seară cu Alina Mungiu Pipidi. Da, ultimele minute cu doamna Alina Mungiu Pipidi. Trebuie să o cunosc, de mult n-am văzut o analiză atât de
chirurgicală. Sigur, pe alocuri s-a dat, s-a folosit o, cum să zic, un cuțit foarte fin, pe alocuri s-a tăiat pur și simplu în carne vie. Sunt atât de multe lucruri importante pentru România, nu se gândește nimeni la ele. Ce e de făcut? De unde am putea să luăm un pic de lumină ca să dăm la o parte bezna asta a nepăsării totale și a nepriceperii totale? Asta e o întrebare la care n-am cum să răspund eu într-un minut pe final. Îmi dau seama că oamenii sunt foarte descurajați. Deci eu am fost peste vară acasă și lumea care mă oprea pe stradă în București sau la Sinaia mă oprea cu întrebarea spontană. Da, oameni pe care nu-i cunosc, mă întrebau, credeți că se mai poate face ceva? Deci, în fond, dacă ne uităm în urmă, noi am realizat așa mult totuși, am dus țara în Uniunea Europeană. Există cu totul alte perspective pentru tinerii de azi decât aveam noi. Și cu toate astea, dezamăgirea este extraordinar de mare, pentru că avem aerul că am încercat deja așa de multe lucruri și niciuna de lucrurile pe care le încercăm nu ies, da? Uitați-vă la coaliția asta de guvernare. Au fost foarte mulți naivi care și-au închipuit că chestia asta chiar o să meargă, chiar vor face reforme și așa mai departe. Eu nu pot să le spun oamenilor decât că trebuie să continuăm să facem două lucruri importante. Unul, să creăm standarde de calitate în orice, deci să avem și noi un lucru bun să arătăm, să avem un partid oricât de mic care să fie decent, să spunem uite așa că ăștia trebuie să fie celelalte partide. Cum zice Andrei Pleșu, că UDMR e singurul partid care îi se pare că arată de calitate. Noi să avem un partid românesc care să fie de calitate, da? Eu nu mai am o părere despre UDMR așa bună cum aveam pe vremuri. La fel, să avem câteva universități, să avem câteva școli, a exemplu acelor câteva universități sau aceleași școli, să construim standardele pe ele, da? Și vă urmă să construim coaliții pentru a aduce restul României la standarde. Avem numai o treime din țară vaccinată, noi trebuie să facem o coaliție să-i convingem și pe restul oamenilor să se vaccineze. Avem atât de puțini oameni care se spală pe dinți, adică nu e de glumit. Când te uiți pe cifrele noastre, vezi că România mai are probleme fundamentale de civilizare de rezolvat. Da? În continuare, noi avem avorturi septice, de parcă avortul n-ar fi permis, dar ne pierdem vremea discutând despre Uniunea Legală Homosexuală și mai știu eu ce. Deci standardele care în mare măsură există, sunt cele europene, nu e vorba să le luăm pe cele care sunt marginale, nu ne interesează cultural, dar standardele de civilizație de bază, standarde de construit, exemple și pe urmă coaliții pentru a aduce țara la nivelul acelor exemple. Există multe locuri din țară care merg, și sectoare, și orașe, și alte lucruri. De ce nu reușim să le emulăm mai mult? De ce nu reușim să facem coaliții din oricine, cu oricine, aleși locali, societate civilă, elevi, studenți, biserica, dacă vrea să vină. N-am prea văzut-o în atâția ani, dar dacă ar vrea să vină, să ne dea o mână de ajutor, nu-i așa? Ce minunat ar fi, că este interesul nostru al tuturor să desăvârșim procesul de civilizare. Cu atât mai mult cu cât și eu aud din ce în ce mai mult întrebarea asta, pe care n-am auzit-o, cred că niciodată, atât de des pusă, atât de des repetată. Mai e ceva de făcut. Adică probabil că am ajuns la terapie intensivă, stăm atât de jos încât foarte mulți oameni se întreabă dacă mai e ceva de făcut. Nu mai vorbesc de tineri care își doresc din tot sufletul de mâine să plece în străinătate, pentru că nu mai văd nicio șansă aici. Cum este în Germania? Ce se va întâmpla la aceste legi? Mai avem un minut. În Germania este o senzație de ușurare momentană, pentru că aici lockdown-ul a fost foarte lung, pandemia foarte grea, nu s-a terminat de altfel, dar regulile fiind mai strict aplicate, lumea speră că ne apropiem de o încheiere. Ne pregătim însă de o schimbare, ne pregătim de o schimbare foarte mare, ne pregătim de o guvernare fără creștini democrați, ceea ce este o mare schimbare pentru Germania. Cu toate acestea, părerea mea este că se va schimba mult mai puțin decât își imaginează lumea. Coaliția care va intra la guvernare nu va fi clară. E cel mai probabil cancelar va fi Olaf Scholz, ministrul de finanțe actual, social-democrat, care e un om perfect onorabil. Nu are statura Angelei Merkel, pentru că nu o să mai avem noi cineva, o figură cum va fi atât de excepțională ca Angela Merkel. Asta nu se va mai întâmpla. Și asta nu va fi bine pentru Europa, nici pentru Germania.
Pentru că gândiți-vă ce timpuri ne așteaptă, nu? Americanii au plecat unilateral din Afganistan și pe noi ne-au lăsat cu refugiații care vin spre Europa. Deci Europa, Europei vor trebui lideri foarte puternici, mult mai puternici și mai de calitate decât ce avem noi în acest moment. Sigur că în Germania calitatea nu coboară niciodată sub un anumit nivel, deci nu fac deloc griji pentru Germania. Îmi fac însă griji că Germania nu va ieși din aceste alegeri cu un leadership suficient de puternic să ducă Europa, iar Europa e mult mai la greu decât era. Mai vulnerabilă și Germania nu vine cu un lider de statura Angelei Merkel care să se impună într-o perioadă destul de dificilă și vulnerabilă pentru întreaga Europa. Vă mulțumesc din suflet, sper să ne mai vedem. Baftă în Germania, am înțeles că astăzi ați fost la cursuri, ați predat pentru prima dată în clasă, nu online, ceea ce e un lucru extraordinar. Cred. Progres. Cred că e un lucru extraordinar. Mulțumesc mult de tot, să ne auzim, să ne vedem cu bine la o nouă întâlnire cu Alina Mungiu Pipidi. A fost, spuneam, hai să zic că o chestiune nu numai chirurgie, a fost o disecție pe viu, aș putea spune. Ne oprim aici, ne întâlnim mâine seară la o ediție specială. Până atunci, vă spun ca de obicei, ținem aproape.